Spuneți, vă rog frumos, pentru că starea vremii a fost în ultimele două luni extrem de neplăcută. O vreme turbulentă, cu furtuni, cu căderi masive de ploi în toate regiunile țării, cu grindină. O vreme total nespecifică lunilor de vară, iunie și iulie. Și am să vă întreb direct cât de mult este afectată producția agricolă de vremea asta foarte turbulentă. Am un zâmbet de agronom. Pentru că am bucuria împlinirii. Să o măsurăm asta. Să o măsurăm pentru că eu nu voi da niciodată cifre, n-am făcut-o, nu fac și nu voi face, pentru a nu tulbura piața. Când se va introduce fiecare cultură sub cheia magaziei și când ultimul cântar cu recolta din câmp se duce și se sigilează magazia, gata, am închis recoltatul, atunci voi ieși cu rezultatul muncii fermierilor și voi spune cât s-a obținut în țara noastră. Până atunci, nu o să auziți de la mine nicio cifră. Însă aprecieri pot face. Și le fac. Pentru că trebuie făcute. De ce? Pentru că în ultima perioadă am observat o temă perfidă de acțiune. Asupra calității produsului. S-a stricat grâu, a încolțit exact și un grâu prost anul ăsta. A face presiune pe preț. Nu, nu, nu. Lucrurile nu sunt așa. Păi da, dar vorbesc cu oamenii care au fost în câmp și au văzut că a încolțit grâu. Mai mult ca mine în câmp nu e, n-a fost nimeni. Din cei care vorbesc. Pentru că fermierii nu vorbesc că n-au timp de vorbă. Ei săraci anul ăsta, din 30 de zile de timp de când au început recoltatul la grâu, am vorbit cu o parte dintre ei. Dar în toate zonele țării n-au avut mai mult de 5 zile consecutiv de recoltat. Și iată că la ora actuală, în România, ne apropiem de încheierea recoltatului la orz, mai sunt 0,5% și se încheie recoltatul. La orzoaica de toamnă, 1%. La grâu mai avem 9%. Acolo sunt zvonurile cele mai mari, că e grâu încolțit și că e de proastă calitate. Na, na. Grâu a încolțit acolo unde? El a căzut. Și haideți să vă spun, tot agronomul de mine vorbește aici, nu ministrul agriculturii, dar cu răspunderea pe care o am față de țară, față de acest domeniu în care m-am consacrat ca specialist, ca om. Ieșirea în semințe din repausul seminal se face numai atunci când umiditatea este prezentă la nivelul bobului. Ploile acestea au fost cantitativ extraordinar, dar nu pe toată durata zilei. A căzut 20 de litri, 25 de litri, dar după câteva ore a ieșit soarele. A ieșit soarele. N-am putut intra în pe sol ca să putem să lucrăm. Întârzierile de la recoltat nu s-au datorat umidității de împrumut ca urmare a faptului că au apărut ploile, ci datorită faptului că umiditatea în sol nu permitea să intre asemenea utilaje extraordinare. România s-a dotat frumos, fermierii sunt bine dotați, se dotează în continuare, au o conduită exemplară, au o muncă excepțională, au o gândire economică formidabilă. Fermierii români sunt astăzi între primii fermieri din Europa. Și o să demonstreze rezultatele muncii lor și demonstrează câmpul. Uitați-vă dumneavoastră când ieșiți acolo afară, indiferent unde vă duceți, nu mai vedeți că a fost greu acolo. Este terenul pregătit. De ce? Pentru că el știe ce trebuie să facă acolo și intervine imediat să-și păstreze umiditatea în sol, să creeze un pat generativ uniform. Dacă are interesul să iese samulastra, repede îl lucrează ca să poată să beneficieze de această umiditate și să răsară. Sau, dacă nu, se gândește la o întoarcere a brazdei mai târziu pentru a folosi îngrășământ. Mi-e place foarte mult competiția asta între România și Franța pentru titlul de grânarul Europei.
Pe noi ne stimulează foarte mult și pe mine mă bucură faptul că în atâtea emisiuni pe care le-am făcut împreună avem din nou posibilitatea să spunem că România redevine grânarul Europei așa cum a fost acum 80-100 de ani. Nu mă incitați. Nu mă incitați că sunt calde și sunt... Franța e campioană mondială, să știți. Știu, dar da, eu am spus-o la Consiliul de Ministri că eu felicit Careu de Ași. Careu de Ași înțeleg în Franța, Croația, Belgia și Anglia. Marea Britanie, da. Da, care anul acesta. Sigur că dacă facem o glumă acum, dar nu e cazul pentru că nu suntem la ora de glume... E cel mai puternic țară agricolă din Europeană, Franța, și nu se rușinează cu titlul ăsta. Cum să spun, n-au o problemă să spună că nu fac performanță să în agricultură. E timpul să facem comparații. Și le vom face. Da, anul trecut m-ați provocat. Anul trecut ați spus că am fost pe primul loc la porumb, la orz. Păi, credeți că... Și pe locul 2 la grâu. Să știți că nu prea părăsim locurile astea. Când ne așezăm românii, când se așează pe locurile... În timp ce noi vorbim acum, în Franța e al treilea val de caniculă și în România e al treilea val de furtună. Ascultați-mă ce spune inginerul agronom, vremelnic ministrul agriculturii. România nu se mai dă jos de pe pedestal. Reține ce vă spun. Nu dau cifre, dar rețineți această afirmație. România nu se va da jos de pe pedestal. N-are cum să se dea jos de pe treapta care a câștigat-o cu multă muncă, cu multă trudă, cu o inteligență formidabilă din punct de vedere agronomic și cu o dotare și cu atenție, să știți, din partea guvernului. România încă mai are multe terenuri necultivate, domnule. Nu are multe terenuri necultivate. Care e suprafața? V-am spus, 14,8 milioane agricole, 9,4 arabile. Lăsați-o în pace că România se... Au mai rămas acolo câteva milioane de hectare nelucrate. Nu, sub nicio formă. Nu vă jucați cu milioanele, că aici sunt suprafețe răzlețe, Ișcolea. Nu mai e România de când din anul 2000, înainte de 1900. România astăzi este puternică, pentru că are fermieri puternici și pentru că a intrat într-o logică corectă, la care nu mai scoate nimeni. Să știți că nu mai scoate nimeni din asta. Nu, sub nicio formă. Sub nicio formă. Iar inițiativa noastră și politica noastră consecventă vis-a-vis de construcția politicii agricole comune în perspectiva 2020 este aceea ca România să rămână acolo pentru totdeauna sus. Și a demonstrat-o și va rămâne acolo unde merită România să fie și unde fermierii au rămas. Și să știți că aici nu e vorba de o laudă. Că am auzit pe unii cu interpretând ce înseamnă subvențiile. Păi, ăsta este chibritul care dă foc la claie. Subvenția la timp, ca el să meargă în brazdă, să-l execute să lucrările la mânță, timp, să-și ia motorină, să nu aibă presiunea datoriilor, să nu aibă presiunea asupra lucrărilor. Ce lucrări fac? Îmi spunea un coleg excepțional, un om, un valoros inginer. Domnule ministru, eu am făcut anul ăsta și anul trecut, că și anul acesta, am făcut lucrările toate pe care mi le-a cerut vremea și pe care mi le-a cerut știința de carte. Și știți de ce le-am făcut pe toate? Că am avut bani. Că dacă nu aveam bani și nu i-aveam la timp, nu făceam. De aceea sunt protejat acum și când cântărea își făcea calcule la producție, ea răspundea la pretențiile lui și la așteptările pe care le-a avut de-a lungul vremii, înțelegând aici că fiecare agricultor, în momentul în care s-a apucat de treabă, el trebuie să și câștige. Câștigă, dar dacă nu-l ajută vremea? Iată, în acest an... E vorba aia, că dacă plouă în mai, e mălai, dar dacă plouă în iunie și iulie, ce mai e? Iar vreți să mă trageți pe derdeluș așa și spune, dom'le, omul ăsta chiar o să prindă momeala asta și să ne dea o producție. Nu o fac, dar spuneam, aprecierii fac și anul acesta a fost un an atipic, un an capricios, un an care practic de primăvară n-am avut. Țineți bine minte, în momentul în care s-a luat zăpada, au venit temperaturile și seceta. Specialiștii de la meteorologii, care eu estimez și îi apreciez și le mulțumesc tot timpul pentru coordonatele acestea pe care ni le dau de fiecare dată în zone pe zone și în anumite intervale de timp, dar anul acesta
lucrurile s-au, i-au surprins și pe ei, cum ne-au surprins și pe noi, dar pe fermieri nu. Uitați ce spune un telespectator.